Încep prin a vă spune că sunt născută în 1986. Am 25 de ani. Nu aveam decât 4 ani când am rămas cu bunicii în casă. Mama plecase. Unde plecase? Să facă revoluție. Să spună cine e, să strige libertate. Să fie tot, să poată deveni tot și toate. Să nu mai stea la coadă, să-și cumpere bunici, să poată citi sofisme, să asculte radio. A ieșit în stradă, a urlat libertate. S-a ferit de gloanțe, a fost dezbrăcată, umilită în pușcăria Jilava. Ca eu să pot să fiu azi în fața voastră. Să pot să scriu, să pot să spun. A știut ce a fost? Nu a știut atunci și nu știe nici azi dacă a fost revoluție sau lovitură de stat. Știe că a simțit să iasă. Știe că a simțit să strige, să rezoneze cu ceilalți. Nu știu ce nu trebuie niciodată. Spune că adevărații revoluționari au ieșit în stradă pentru libertate, nu pentru gratuitate, bani și beneficii. Atunci credea, nu doar sperea. Era o credință, o certitudine. Că striga pentru mine. Pentru mine, pentru un viitor mai bun, pentru tine, pentru noi. Toți. Un viitor pe care îl merităm. Un viitor în care eu să pot călători. Să pot citi, să pot spune, să pot să pun în practică ceea ce gândesc. Să pot alege, să am liniștea. Nu mă știu. Nu a prevăzut ce o să se întâmple. Nu a vrut asta. Acum își cere iertare. Pentru că nu asta își dorea pentru mine, pentru societate, pentru națiune. Ne-am înțeles greșit libertatea. Ne-am înțeles greșit democrația. Suntem liberi să facem tot, să fim tot și alegem Simona Senzual. Băsescu, Udrea, violuri, crime, știrile de la ora 5. Din păcate ne mor artiști, ne mor revoluționarii, ne mor poeții, ne mor modelele de viață. Tatiana Stepa, Gheorghe Dinica, Adrian Păunescu, i-am pierdut și o să-i pierdem în continuare. Dacă nu o să ne trezim la democrație, la libertate. Hai să fim liberi. Așa cum trebuie să fii liber. Așa cum și-au imaginat părinții noștri, revoluționarii noștri. Cum și-au imaginat ei în 1989 pentru noi. Mama mea pentru mine. Pentru libertatea asta s-a urlat, s-a tras și s-a murit. S-a murit ca noi să putem spune nu. Hai să alegem ceea ce e bun și bine. Nu trebuie să ne mai batem joc de libertatea noastră plătită atât de scump. Nu uitați, revoluția trebuie să continue în fiecare dintre noi, odată cu noi, în noi. Sper să puteți să fiți revoluționari.